Good evening, ladies and gentlemen. I think today we had a good introduction on the topic of safety, traffic safety, with all the crash videos that we had already. Cred că astăzi am asistat la o bună introducere a temei siguranței rutiere prin vizualizarea acelor videoclipuri care înfățișau accidente în trafic. Ele ne-au arătat de ce e nevoie pe drumurile noastre de dispozitive de siguranță rutieră pasivă, precum barierele de siguranță. Am lucrat în multe state europene și doresc să vă ofer o scurtă perspectivă asupra tendințelor existente în domeniul siguranței pasive. Passive safety trends in Europe. So, but let us first experience how can we classify passive safety. According to the European standard EN1317, that is the standard that defines. Aș începe prin a vă spune cum putem clasifica siguranța pasivă. Potrivit standardului european EN1317, acesta este standardul care definește cum trebuie să fie construite barierele de siguranță, distingem trei piloni diferiți. Cel dintâi este nivelul de control, care indică modul în care energia impactului poate fi absorbită prin barierele de siguranță. De exemplu, cum este un camion împins înapoi de bariera de siguranță. Este vorba despre felul în care barierele de siguranță trebuie să rețină vehiculele. Does a barrier move after an impact? So this is also a quality aspect. And the barrier does redirect. A doua ține de aspectul calitativ și arată cât de mult trebuie să se miște un parapet în momentul impactului pentru a redirecționa vehiculul în modul corespunzător. Protected and the impact should not be as severe as it would be as compared to a totally rigid object. So you want to be protected. Al treilea aspect se referă la protecția celor care se află în vehicul. Când ești în mașină, vrei să fii protejat. Impactul nu trebuie să fie atât de sever ca în cazul coliziunii cu obiecte rigide și extrem de dure. Controlul, redirecționarea și protecția sunt obiectivele siguranței pasive și ale amplasării parapetelor de siguranță. Actual and positive crash test reports. Barriers must be crash tested. Barriers must also be CE certified. So this is also a European law. And they must be installed as crash tested. Only if those three things that are obligatory. Pentru drumurile europene, legislația prevede că parapetele trebuie să treacă teste de impact cu mașini. De asemenea, trebuie să fie obținută certificarea CE, aceea fiind de asemenea o cerință a legislației europene. Doar când aceste trei criterii sunt îndeplinite, poți trece la construirea parapetelor. Parapetele se pot construi cu dispozitive direct la fața locului, parapet produs in situ, pot fi realizate în fabrici, apoi transportate și montate pe șosea, elemente prefabricate, sau pot fi parapete de oțel, parapet deformabil metalic. Toate cele trei produse trebuie să îndeplinească criteriile de mai sus și să respecte cadrul legal. The most important thing is the barrier in the central reserve or in the median, that is the median safety barrier. This barrier prevents that the truck, a 38-ton truck, loses control, wants to break through. And gets on the other side. The median safety barrier is the core of the whole road safety design. On top of that, you need to have road protected bridges. Să ne întoarcem acum la modul în care construim un drum, deoarece acest aspect joacă un rol foarte important în siguranța rutieră. Cele mai importante sunt parapetele așezate pe partea mediană a drumului, deoarece ele pot împiedica un camion de mare tonaj care pierde controlul și pătrundă pe celălalt sens de mers. Parapetele de pe partea mediană a drumului sunt cheia siguranței rutiere. Trebuie de asemenea să oferim siguranță maximă pe podul, unde parapetele ce urmează să fie amplasate trebuie testate pentru o protecție ridicată. Nu vă doriți ca un camion sau o mașină să cadă de pe pod, lucru care ar reprezenta un pericol pentru cel aflat în vehicul, dar și pentru ceilalți participanți la trafic. Last but not least, you also need some crossing points. You want to open the median, the central reserve, for emergency cases or for refurbishment of the road, for construction sites. So the barriers must also be flexible without creating a hazard.
Un alt punct important este tranziția și conexiunea dintre diverse tipuri de parapet. In situ, cu prefabricat sau prefabricat cu parapet metalic, care trebuie să fie bine interconectate și supuse testelor pentru a nu crea un punct slab. E nevoie de protecție în cazul apariției unor obstacole. Unele semnalizări din trafic pot fi văzute ca obstacole de către participanții la trafic. Ei trebuie protejați prin amplasarea unor parapete corespunzătoare. În cele din urmă, parapetele trebuie montate în așa fel încât să poată fi deschise în zona mediană a drumului pentru situațiile de urgență sau atunci când este nevoie de lucrări de consolidare a drumului. De aceea, parapetele trebuie să fie flexibile, interconectate, dar cu posibilitatea de a deschide șirul de bariere sau să existe bariere speciale de tip ieșire de siguranță. On the road for 50 years of lifetime, the barrier must work on the first day of installation with the same safety performance as on the very last day after 50 years, because that impact can happen through the whole lifetime. For bridge parapets, we would require, again, utmost breakthrough prevention, even for very heavy trucks, up to 38-ton trucks, highest containment levels. But you also need transitions you want to connect to steel guardrails or expansion joints. Yeah? So the bridge engineer wants to consider that the bridge is moving due to temperature and vibrating. So all those must be considered when we work with bridge parapets. Concluzionând, noi cerem cu insistență ca parapetele mediane de prevenție să nu aibă niciun fel de breșă. Imaginați-vă că vă aflați într-o mașină venind din sens opus, iar parapetele nu pot devia un camion de 16 tone care a fost scăpat de sub control. Parapetele din beton au nevoie de mentenanță redusă pe tot parcursul exploatării lor. Calitatea parapetelor este garantată pentru întreaga lor durată de viață de 15 ani. Parapetele trebuie să fie funcționale din prima zi, de la montarea lor până la final celor 15 ani, dând dovadă de același grad înalt de performanță în timp. Și asta pentru că un impact se poate produce pe întreaga perioadă de garanție. Parapetele sunt garantate să nu se rupă la unele tipuri, chiar și în cazul impactului camionelor de peste 40 de tone. În cazul parapetelor de pe poduri, inginerii trebuie să ia în considerare faptul că podul se mișcă, vibrează, are variații de temperatură, iar parapetele montate pe pod trebuie să fie instalate cu o conexiune specială, în așa fel încât să preia toate aceste mișcări. In Europe, that this containment level H2, so it must be, the barrier must be able to contain a 16-ton bus with small or no deflection on impacts. Furthermore, the reference, what is the best showcase in the median, many countries in Europe lift their containment level to higher classes up to H4B and also considering only small deflections even on heaviest impacts. So the European trend is concrete, goes into the central reserve because you don't want to have maintenance, you want to have high containment level, you want to have breakthrough prevention, and steel goes on the roadside because steel can handle the verges and can be easily, the posts can be easily rammed into the dam. Unde ne îndreptăm în viitor în ceea ce privește designul și dezvoltarea parapetelor? Impresia mea, după ce văd în piață, este că parapetele in situ, parapetele prefabricate și parapetele deformabile metalice vor rămâne împreună într-un singur concept de siguranță rutieră și fiecare trebuie aplicat unde va da cel mai mare randament. Nu vom asista în următorii 10-15 ani la un scenariu în care fiecare material, obiect, va lupta împotriva celuilalt. Fiecare produs și material va fi folosit pentru cea mai bună aplicare a lui. Parapetele Delta Block îndeplinesc toate obiectivele de siguranță pe care le-am enumerat mai înainte, dar au și un preț corect. Nu ar avea sens dacă ai avea dispozitive de siguranță a traficului pe care nu ți le permite și care nu ar fi rentabile din punct de vedere al costurilor. Material is fighting against the other. It's more or less every product, every material on the right application. And finally, what is a good safety barrier? And this is one of the most important things. We all have to plan and realize budgets, state budgets. The good safety barrier is the barrier that fulfills all of those things, but still is a cost effective and cost efficient barrier. It does not make sense if we have safety devices that are not affordable and only can be considered on specific points. No, a good safety barrier is also cost efficient and fulfills all those tasks.
În 2016 am construit parapete de siguranță temporare sau definitive pe toate drumurile lumii, din Mexic în Australia, din Islanda în Africa de Sud. De asemenea, am montat mulți kilometri de parapete de protecție în România. Acestea alcătuiesc contribuția cea mai importantă pe care Delta Block a adus-o siguranței rutiere. A good contribution what Delta Block can do to traffic safety. Thank you.